Bine v-am găsit, băieți și fete, la Încearcă să nu te sperii, Life of Luxury Edition. După cum puteți vedea, băieți și fete, ne aflăm pe un videoclip de la Life of Luxury, pentru că băieții Parker și Chester, fraților, au postat o compilație de o oră cu cele mai horror momente din toate episoadele Life of Luxury. Știm, dacă v-ați uitat împreună cu mine, că Life of Luxury, băieți și fete, cred că are undeva pe la 30 de episoade, care, să spunem așa, dacă stăm să ne gândim, sunt vreo aproape 10 ore de content, și din astea 10 ore de content, ei au ales o oră plină de faze horror. Știm că episoadele Life of Luxury sunt foarte horror, ele așa în general, mai tita dacă alegi și cele mai horror faze dintre ele. Și după cum puteți vedea, la webcam-ul meu, fraților, apar 3 inimi, pentru că o să facem un Încearcă să nu te sperii pe bune. Și băi și fete, pe parcursul acestui videoclip, cred că o să ne uităm vreo 20 de minute la videoclipul ăsta, nu o să ne uităm la tot. Dacă vreți să facem și partea a doua, apăsați butonul de like. Eu am 3 inimi, adică pot să mă sperii de 3 ori. Dacă m-am speriat de mai mult de 3 ori, băieți și fete, va trebui să șterg videoclipul acesta și să nu-l postez niciodată. Așa că, teoretic, dacă îl vedeți, spoiler, nu m-am speriat de 3 ori, însă încerc să o țin așa. Hai să vedem care este treaba. Prima dată vom începe cu videoclipul It Was Hiding in the Closet, videoclip postat acum 3 ani de zile, fraților. În 2021, acum aproape 4 ani, pentru că era în ianuarie. Holy shit. Holy shit, bun. Deci asta este camera lui Catherine. Asta este camera tatălui. Nu o să mă sperii, fraților. Nu o să mă sperii, credeți-mă. Oh my god. Bă, eu m-am uitat la toate videoclipurile, dar am uitat anumite faze. Adică, ok, am uitat cam tot, că eu sunt foarte uituc. Dar... ok. Bun, cred că o să o tragă pe asta, nu? O să o fac ca să dispară, gen. Oh my god, ba nu, se bagă în ea, fraților, știți că, adică o posedă, știți că îi posedă corpul, cred, nu? Cred că așa era episodul ăsta. Da, fix ce am spus eu. Îi posedă corpul, fraților. Adică demonul ăla se bagă sub pielea ei. Oh Jesus, man, this is not good. This is not good. Oh yeah. Nu e bine. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Ce faci, sora mea? Bă, uitați-vă acolo. Ok, și-a pus o mânușă ca să nu-i apară mâna cum e ea demonului. Mama, și cred că o moară pe femeia asta, nu, dacă nu mă înșel. Mă așteptam la asta, deci nu m-am speriat. Mă așteptam 100% la chestia asta. Haideți să vedem mai departe. Bun, a dispărut și cred că se duce la... la subsol se duce? Nu, se duce la Catherine asta, da. Jesus Christ. Catherine, sora mea, cred că până aici ți-a fost. Nu e atât de bine ce se întâmplă. Mamă! Mamă, îmi aduc aminte episodul ăsta. Ce face? Scuipă! Oh my god, știu, frate, și-o posedă și pe asta, nu? Haideți, bă, băieți, bă, treziți-vă! Bun. Ok. Asta a fost primul videoclip de la ei. Bă, fraților, horror. Bă, dar nu gen să ții jumpscare. Știi că pentru felul ăsta să te sperii. Să nu ții jumpscare. Momentan rămânem cu 3 inimi. Rămânem cu 3 inimi. Oh my god, mi-amintesc asta. Asta e destul de recent, da, uitați-vă. Are un an și ceva. Fiul ei nu mai poate, nu se poate opri din crescut. Noaptea, partea 2. Tommy, listen. The way you've been behaving is unacceptable, and we know you've been disrespecting your mother. Mamă, deci ăsta parcă de-a zis că, băi, vezi, vorbește mai frumos cu mama ta și comportă-te mai bine și le-a zis că vreau să-i port pielea. Ce vrea să însemne asta, frățiorul Tommy? Cică ca un hanorac, băi, ești bolnav. Cum mă să-i porți pielea ca o bluză?
O să se întoarcă acum, pregătiți-vă. Fii ce am spus, băi, și fete, băi, suntem pregătiți aici, bă, nu ne speriem, bă, dacă și eu o să pierd ca un amator, hai să fim, bă, bune. Cică dacă nu termin, da, cu comportamentul ăsta nesimțit, o luăm pe maică ta și te lăsăm singur aici, da? Okay. Nu știu dacă a fost bine să-l ameninți pe frățiorul monstru. Cred că o să se comporte mai bine, dar și eu cred la fel, da. Nu m-am speriat. Bă, vedeți, bă, asta înseamnă antrenament. Asta înseamnă antrenament. Mamă, ia-l, bă, odată. Bă, Bă, frate, se uita Chester la el. Ia-l odată pe tofarul și tu. Trebuie să zicem lui Candace despre asta. Mamă, fraților. Bine că nu m-am speriat. Ia, se duc la ușa lui Candace. Asta e ușa ei, o să bat la ușă. Candace? Ce se aude? Mamă, cred că a venit fisul aia. Cred că au prins-o. Oh my god, oh my god, bro. Oh my god. Îi suge spatele. Fugiți, bă. Ce, Doamne iartă-mă, fugiți. Fugiți, bă. Hai să fugiți, zic. Hai să fugiți, zic. Bun, deci până acum, băi și fete, stăm bine. Următorul videoclip se numește Credea că fratele ei mai micuț este mort și este postat în 2022. Mamă, știți, fraților, cu cum îi spune, cu asta, cu păpușa asta, ci că nu vreau să mă duc la culcare. Vreau să mă joc. Du-te, bă, la culcare și dreata cu prostiile. Îmi e somn. A văzut camera, așa recu. Asta e camera lui Mili. Ce, Doamne, iartă-mă. Dar cine e ăsta, bro? Că am și uitat. Adică Mili cred că e sora lui. Dacă e că fratele meu mai mic, adică Mili e sora sa. Cine e ăla, bro? Bă, ăsta a văzut camera. Asta a văzut camera, șoarecul ăla. Șoarecul ăla a văzut camera și mie să nu fac o nefăcută. Ia vedeți că pleacă. Mamă, îi dă lu ăsta în cap, da, mi-aduc aminte. Holy shit. I-a dat în cap. Mamă, l-a leșinat, bro. L-a lăsat jos. Mamă, și acum că vine la Mili. Jesus. Pe ăsta l-a leșinat. Ia uite-l, mă, pășoare, cum vine. Doamne, iartă-mă. Mamă, vine la ăștia! Vine la ăștia, nu la Mili. V-ați dus, bă, băieți? Până aici v-a fost. Haideți să vedem. Da, unde ești, șoarecu? Cred că e supat. Trezește-te. Ai auzit chestia asta? Cred că e supat. Nu-i supat? E la ușă sau unde? A, cred că până la urmă s-a dus în camera lui Billy. Până la urmă cred că s-a dus în camera lui Billy, băi și fete. Mamă, ok, nu mă așteptam asta. Oh my god. Vrei să te joci cu Timmy? Nu cred că vrea să joace cu Timmy. Oh! Bă!
Ok, băi, știi că casa se pune la o sperietură, fie vorba între noi. Fazele de le-am făcut să se pună la o sperietură. Oh my gosh, acum mi-am amintesc, acum cred că îl ține de gât pe Chester. Nu? Îmi amintesc, holy shit, salvează-mă pe tovarușul tău. Salvează-mă pe tovarușul tău. Oh my god. Ești ok? Unde s-a dus păpușa? Unde s-a dus păpușa? Mamă, mamă. S-a dus în camera lui Mili, bro, săraca Mili. Vreau să mergem să o ajutăm? Vrei să duci acolo? Lasă-o, bă, pe Mili, bă, fiecare pentru situațiile astea. Hai să mergem acasă. Jesus, ok, și-a lăsat-o pe Mili acolo, băi, și fetă. Nu știu dacă a fost prea... prea inteligent din partea lor. A, au lăsat-o pe Mili acolo, ce să facem? Her stuffed animal comes to life at night. Deci asta este din... asta este cel mai recent. Mamă, cu animalul ăsta, bro, animalul e de pluș. Jesus Christ. Asta e ciudat, e rău de tot. Asta e cel mai recent episod Life of Luxury. Și e și ciudat, după cum puteți observa. La cote maxime de ciudat. Nu mai înțeleg, nu mai știu exact care-i treaba, adică... ce-i cu femeia asta? E aceeași femeie sau asta e fiică sa sau cine? Te-a văzut, mă? Pleacă de acolo. Parker! Hold on. Just wait here. Mamă, ce e aia, bro? Ce, Doamne iartă-mă, e aia. Ce s-a întâmplat? E animalul ei de pluș. Îi dă de mâncare. A, și acum, băi, și fete, cred că în momentul în care o să se uite Parker, o să fie un animal de pluș, pe bune, nu o să mai fie un om costumat de un animal de pluș, cred. Da, a, ce am spus, e un animal de pluș, normal, dar în continuare e un om. Îi dădea de mâncare și el mânca, îi spune. Și că doar se juca cu el, bă, întotdeauna Parker ăsta nu-l crede pe tovarășul lui. Și totdeauna se întâmplă chestii nașpa din cauza asta. Hai să punem niște camere. Ar trebui să ai credere în prietenul tău, bă, Parker, ca să nu se mai întâmple chestii nașpa. S-au dus la culcare. Ok. Asta de ce doarme așa, bro, cu gura deschisă? Deci că e posedată în somn și cu mâinile pe piept. E moartă, dar are gura deschisă. Așa zici că e. Asta nu doarme, vedeți că are ochii deschiși. Și acolo e... gagiu. Jesus, man. Shit. Cred că acum o să facă victime. Bă, dar asta pare speriată. Bă, sora mea, nu tu i-ai dat de mâncare? De ce pare speriată acum? De ce pare speriată dacă ea i-a dat de mâncare, fraților? Știți voi că i-a dat ea de mâncare, că am văzut toți. Și acum ea e... bă, nu, lasă-mă pace. Ok. Te rog, dă-mi de mâncare. Nu mai am, am nevoie. Ok, că dai speriată, că nu mai are să-i dă de mâncare. Sora mea, cred că o să te mănânce pe tine dacă nu mai are de mâncare. Asta e predicția mea. Și știu că m-am uitat la videoclip, dar am uitat ce se întâmplă. Mamă, și asta cum doarme, bro, bă, nu știu, mă depășește. Ce face asta, mă? Își dă cu capul de pereți? Ce faci, băi? Îți dai cu capul de pereți? Uite-o și pe asta cum doarme și-a schimbat poziția și-a pus acolo, bă, frate, bă. O mănâncă pe ea, după cum am spus, fraților. Predicția mea s-a adeverit.
A, și uite, apare aici, în dreapta. Ok, am înțeles. Predicția mea s-a adeverit. Let's go. Oh, shit. S-a adus. Și lasă și lichidul ăsta. You know what that was about. Chica. Since we got here, this guy has done nothing but disrespect us. Ok, deci acum ne mutăm la următorul videoclip, băi și fete, care se numește It Waits Until You Fall Asleep. Și e vorba despre Parker, care e foarte nervos că cineva nu a fost respectos cu el. Și că nu ia chestia asta în serios, nu știu despre cine vorbește. Este doar o glumă pentru el. Și încep să cred că băiatul ăsta nu e deloc în nicio problemă. Mamă, mi-aduc aminte, băi, și fete, episodul ăsta. Ah, oh my god, și ăștia nu cred că ăsta chiar are probleme. Oh my god. O să mă duc să mă iau de el. Holy shit. Chad, listen. I've had enough of your behavior. You have no respect for me. You have no respect for my friend. Bă, stai, acum pe ăsta îl ceartă. N-ai respect pentru mine, n-ai respect pentru prietenul meu, frățiorul. Vezi că l-ai cu capul în sus. And frankly, the words you use to refer to woman disgust me. This guy can't even look me in the eye right now. Nici nu poate să se poate uita în ochii mei, bă, frățiorul, poate pentru că e mort. Chiar că e frică să vorbească că e mort. Asta e. Yeah, that's what I thought. Stay silent. Stay silent. Lașule. Okay. Oh my god. Hold on. I want to check something. Vreau să mă uit la ceva e asta, că frățiorul Chester vrea să checuiască ceva. Okay, so I'm going to check outside again. O să se uite încă o dată afară. Ok, se duce la fereastra asta să se uite afară. Ok, vede ceva. Mamă, dar cum respiră, l-auziți? Cred că a plecat. Oh, mamă! Mamă, fraților, ok, deci asta e deja a doua sperietură, sper să nu vină și a treia. Lasă-mă înăuntru, bă, ce Doamne iartă-mă aia, te rog, ajută-mă. Ce-i în regulă cu tine? Eu mi-am făcut chestia asta mie. Mi-a luat fica. Lasă-mă înăuntru. Bă, deci habaram ăștia, cred că habaram în Ohio, unde Doamne iartă-mă sunt ăștia, bă? Ok. Stai că fac pereu că Parker ăsta iară nu-l crede. Ce că am văzut-o. Ok, deci explică că femeia care îl urmărea pe băiatul a venit iară, a vrut să intre înăuntru. Ok, el tot zice că se află ceva în pădure. Trebuie să plecăm acum. Nu-mi pasă de ăsta. Nu-mi pasă de pădure. I just hope I wasn't too hard on him. What? That doesn't matter. I'm saying I just saw this guy stalker. Asta spune că e stalker, lui Parker nu prea îi pasă. Ok, deci acum lui Parker îi pare rău că a vorbit urât cu băiatul ăla. Da, băiatul ăsta nu mai e, după cum putem observa. Hai să ne băgăm la culcare, da. Băiatul ăla nu mai e. Bro, come on! Fine. Doamne, iartă-mă, bă, Parker. Good night. Ne-am dus la culcare. Și nu cred că s-au întâmplat chestii mișto. Ok. Jesus.
Ok. Mamă, iară vine asta, bro. Bă, da, stați. E femeia asta și care-i treaba cu chestia aia care cu mâinile alea foarte, foarte lungi, mâinile alea negre, foarte lungi, care l-au omorât pe ăsta. Mama, asta intră în casă. Asta intră în casă, bro. Cam atâtea ne-a cam fost. Asta intră în casă. Jesus. Ce faci așa, mă? Mă, uitați-vă la aia cum merge, bro. Ok, băi, e foarte horror numai așa modul în care merge. Asta e dus. E dus de mult ce să-i facem. Cred că ăștia o să fie următorii. Unde a dispărut doamna? A, uite-o. Uite, bă, că a venit și asta, bro. Gen, asta e o creatură? Bă, sau care-i treaba cu chestia aia, man? Oh my god, oh shit. Ce vrea să facă creatura asta? O ia pe asta sau care-i treaba? Da, o ia înapoi. Oh my god, bro. Jesus Christ. Ok, și ăsta va fi ultimul segment la care ne vom uita, bă, băi și fete. He loves to watch her sleep din 2021. Ok. Habar n-am cine asta. Ah, camera tatălui. Deci ăsta e tatăl unei fete și îi place să se uite la ea când doarme. Asta e camera băieților. Camera lui Bailey. Bailey bănesc este fica. Mama, ok, că mă aduc aminte de băiatul ăsta. Nu știu ce e în regulă cu el, nu pare prea... prea în formă. Se uită la niște casete video. Mamă, ce face așa? Calmează-te, bă, frate. Ce ai, bă, te-ai enervat, ai spart televizorul. Oh, shit. Da, e cam dus, bă, frățiorul. Oh my god, bro. Bă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Ma! Cred că până aici alea a fost. Dar unde a intrat în cameră? La ea, nu? Sau unde a intrat ăla în cameră? La ea în cameră a intrat și s-a băgat în ăsta. O ia, bro, că mi-aduc aminte episodul ăsta. Te-ai dus, soara mea. Ce să-ți fac? Vina ta. Noi bine, vă dați seama, dar... 4:53 dimineața. Opa, primesc notificări. Uitați-vă, bă, pe telefon, că nu degeaba primiți notificări de alea. Trezirea, băi. Billy's been texting me. My room, my room. Ok, deci vedeți că i-a dat mesajii că my room, my room, camera mea, vino. Hai, trezește-te, trebuie să mergem. Ok, se pare că frățiorul Chester nu vrea să meargă.
Frățioară, ce asta nu părea să meargă? Uitați-vă, da, Bailey. Camera lui Parker. Gen camera video. Bailey? Bailey, I'm coming in. Bailey intră înăuntru, da, degeaba, frățioare, intră înăuntru că nu mai... Bailey s-a despawnat. Yo, I have no idea where Bailey went. Chester! Chester! Chester? A primit un mesaj de la cine? Yes, come now. What, are you okay? A, uite, i-a dat mesajul lui Emily. Oh my god, mamă, băi, și fete, uitați-vă, a dat mesaj la multe persoane, la multe prietene de la ei, să vină la ea acasă. De ce a dat mesaj atât de multă lume? A, s-o fi că n-a dat ea, a dat taică-sul să vină mai multă lume, să răpească mai multă lume? Mamă, ce-i cu dulapul ăsta? Oh my god, e o groapă. Na, bro. Oh my god, le-a și pe frățiorul Chester. Oh, shit. Hello? Hello? Da, salut, salut și ție. Vino aici, o. Cine e acolo? Hai, Chester, du-te acolo. Ce doamnă a fost aia? Du-te acolo, frățiorul Chester. Sunt Bailey. Am nevoie de ajutor. Vino aici. Bailey, ești tu? Vino aici. Bailey? Mamă, dar și Chester ăsta, băi, și fete. Mamă, te-ai dus. Zero instinct de supraviețuire. Oh my god, oh my god, ia-l. Trebuie să salveze, bro. Ia-l, bă. Ajută-l, hai, fugiți de aici. Bun, băi, și vede, se pare că frățiorul Chester a fost salvat. A încercat să mă ia prin gaură. Ok, trebuie să plecați de aici. Trebuie să plecăm de aici acum. Bun, și ei au plecat de aici, băieți și fete, și aici, fraților, se termină videoclipul acesta. Scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă vreți să continuăm să reacționăm la videoclipul ăsta din nou, cu încearcă să nu te sperii. Scrieți neapărat la comentarii.